Bun găsit, dragi telespectatori ai Apolonia TV. Mă bucur să vă reîntâlnesc în casele dumneavoastră și în această perioadă suntem într-un timp sfânt și doresc să vă salut cu acest salut care se aude de pe buzele tuturor creștinilor. Hristos a înviat. Suntem într-o perioadă, zic eu, de pregătire intensă. Se pun ultimele detalii la punct, tehnice, logistice, pentru pregătirea unui eveniment foarte important pentru România și, bineînțeles, și pentru Moldova, pentru Iași. Cred că vă dați seama că e vorba despre vizita apostolică a Papei Francisc. Va veni în România în perioada 31 mai, 2 iunie și în această perioadă, la 1 iunie, se va afla și la noi, la Iași. Îi va întâlni pe bătrâni și pe bolnavi în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, apoi va merge, va saluta mulțimea din Papa Mobil și se va îndrepta spre scena amplasată în fața Palatului Culturii. Acestea sunt, bineînțeles, anumite detalii tehnice, logistice, se pun la punct aceste lucruri, spuneam, dar pe noi ne interesează foarte mult ca să știm pe cine primim în mijlocul nostru, pe cine întâlnim. De aceea am vorbit și despre imaginea Papei Francisc, cine este el, și, bineînțeles, mulți se întreabă ce este sau cine este un papă. Și e foarte important să înțelegem acest lucru și tocmai aceasta este și tema emisiunii de astăzi, tema ediției de astăzi a emisiunii sub semnul crucii Lumini și Umbre în istoria papalității. Și vorbim despre această temă împreună cu părintele profesor dr. Fabian Doboș, director coordonator al Departamentului de Cercetare Istorică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Bun venit, părinte! Bine v-am regăsit! Spuneam de oficiu, Episcopia Romano-Catolică de Iași are multe oficii, este împărțită, sunt diferite domenii în care se încearcă ca prin ele păstorul diecezii să fie ajutat în conducerea unei dieceze. Dar pentru ca o întreagă biserică să fie în unitate, cum este Biserica Catolică, noi avem un păstor, avem un papă și spuneam că vorbim despre imaginea papei, cine este papa și chiar prima întrebare sau prima temă de discuție ar fi tocmai să vedem cine este papa. Bună și frumoasă întrebare. Înainte de toate, papa este vicarul lui Hristos pe pământ, urmașul Sfântului Petru. Cu alte cuvinte, primul papa a fost chiar Sfântul Petru. Sfântul Petru care a fost, după cum bine se știe, un om simplu, un pescar, un om cu slăbiciuni. Și avem în aceste zile de după Paști, în Evanghelie, diferite episoade în care se poate vedea slăbiciunea lui Petru, necredința sa, dubiul în credință și așa mai departe. Cu toate acestea, ce este de admirat, Iisus cel înviat vine, apare apostolilor după momentul învierii și îl confirmă pe Sfântul Petru în acest post de prim papă. Confirmă ceea ce a spus în Matei 16, 18, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și puterile sau forțele celui rău nu o vor birui. Acest lucru este adevărat, iată, au trecut 2000 de ani și niciun rău niciodată nu a învins biserica. Mai degrabă ne-am făcut noi înșine rău, noi ca și creștini din interior, decât au reușit să ne facă rău cei din afară. Este interesant această observație. Tocmai din cauza necredinței noastre, a orgoliului, am reușit să ne separăm, să fim diferiți, în credință mă refer, bineînțeles. Și iată că papa, în toată istoria creștinismului, nu face altceva decât încearcă să mențină uniți creștinii. Este un simbol al unității papa. Papa este unul. Credincioșii catolici sunt peste un miliard în toată lumea. Avem ultimele statistici prezentate de la Vatican. Sunt peste 1 miliard 300 de milioane de persoane catolici. Ei, da? Bine, și cum spuneați foarte frumos înainte, dacă un episcop are diferite oficii,
sau departamente pentru a ține legătura cu toți înoriașii săi, exact la fel se întâmplă la nivelul Sfântului Scaun. Papa are aceste ministere pe care noi, catolicii, le numim dicasterii sau congregații și cu ajutorul acestor dicastere sau congregații, Papa ține legătura cu cele peste 4.000 de episcopii din toată lumea. Este important lucrul acesta pentru că Papa este o singură persoană, nu poate să vorbească în același timp cu 1.300.000.000 de sigur, catolici. Vom vorbi mai încolo despre aceste lucruri. Să revenim un pic la Petru, pentru că de aici pleacă, de fapt, importanța Papei. Hristos, care i-a încredințat lui Petru cheile împărăției, dar să-l vedem un pic în mijlocul apostolilor, pentru că erau 12 apostoli, fiecare a fost în jurul Mântuitorului, au fost ucenici, l-au ascultat, i-au văzut faptele, gesturile pe care le-au făcut, minunile, bineînțeles, și cu siguranță Hristos s-a îndreptat spre toți. Toți au fost prieteni. Dar într-un mod special îl vedem pe Petru, în mijlocul acestor apostoli, în mijlocul ucenicilor lui Iisus Hristos, apostoli vor fi sigur după ce vor fi trimiși în lume pentru a vesti această veste a mântuirii, dar îl vedem pe Petru cumva ca un primat, ca unul care deseori iese în evidență și de multe ori Iisus Hristos are un dialog cu el. Sigur, impulsivitatea lui Petru a rămas și după ce și-a luat în serios această funcție, între ghilimele, pentru că este o slujire, faptul de a fi papă. Dar, după părerea mea, în primele secole, papii au avut cumva această reținere tocmai din cauza slăbiciunii lor, pentru că urmându-l pe Petru, deși Petru a fost o fire impulsivă, dar a avut niște remușcări din cauza faptului că l-a trădat, l-a renegat pe Iisus și așa mai departe, nu-i venea să creadă că el poate să fie conducătorul acestor apostoli, conducătorul bisericii întregi. Și aceste remușcări le întâlnim în viețile multor papi, în viețile multor episcopi, inclusiv pentru că suntem în luna mai și avem pe data de 17, data de naștere a fericitului Anton Durcovici, în 47, pe 30 octombrie, când a fost numit, Durcovici l-a întrebat pe nunțiu, am voie să refuz? Și nunțiu i-a spus nu. Așa și Petru și un papă care este ales, la început are această tensiune interioară, să nu credem că nu. Ca și un preot când primește hirotonirea sacerdotală, simte în inima sa tensiunea, remușcarea, poate nesiguranța. Și iată, Petru încet, încet, ajutat de impulsivitatea lui, reușește, spunem noi, să ia frâiele acestui colegiu al apostolilor și apoi să se impună, dar nu din dorința de a se impune, ci din dorința de a-și trăi locul pe care Iisus i l-a dat. Aici trebuie să facem diferență. Cu toată sfințenia lui Petru, nu Petru a fondat biserica. Există o glumă într-un sat la predică, vorbind despre botezul lui Iisus, era această sărbătoare atunci, și fiind liturghia copiilor, părintele vicar întreabă pe copii, cine credeți voi că l-a botezat pe Iisus? Și un copilaș răspunde, parohul nostru. Așa și cu Sfânta Biserică Catolică. Nu Petru fondează biserica. Petru este piatra de temelie, de acord? Pe această piatră voi zidi biserica mea. Cu alte cuvinte, Hristos este cel care clădește biserica, nu apostolii, nu Petru, drept dovadă că au fost până acum 265 de papi, acesta este al 266-lea, biserica a mers înainte, așa cum spuneați foarte bine la început, împotriva, în ciuda, sau cum vreți să o luați, tocmai datorită acestor umbre care au fost. De ce spun datorită? Pentru că aici se vede harul lui Dumnezeu care acționează în biserică. Duhul Sfânt întotdeauna supraveghează, în sensul bun al cuvântului, biserica. Divina Providență, asta înseamnă, nu? De aceea, un creștin, inclusiv papa, nu trebuie să se bazeze atât de mult pe propriile lui forțe. Vedeți, papa actual se îngenunchează și sărută picioarele oamenilor. Ioan Paul al II-lea, acum 20 de ani, a sărutat pământul României. Așa făcea de obicei unde mergea în vizită apostolică. Ei conștientizează slăbiciunea lor și mai ales puterea, forța harului. De aceea, repet, datorită harului, biserica reușește să meargă înainte. Nu atât datorită inteligenței sau sfințeniei oamenilor. Aici e punctul important.
Și avem de-a lungul istoriei atâtea și atâtea dezbateri vis-a-vis de importanța harului în procesul mântuirii. Ne gândim și în Antichitate, dar apoi și la sfârșitul evului mediu. Chiar în interiorul Bisericii Catolice s-a pus problema, nu vorbesc acum de alte confesiuni creștine. Dar să nu uităm niciodată că tocmai harul îl face pe Sfântul Părinte papă. Și pe Petru, primul, putem să spunem, papă al Bisericii. După ce l-a trădat de trei ori pe Iisus, l-am văzut pe Petru curajos, tocmai pentru că a primit acest har, această forță a Duhului Sfânt la Rusalii. Și l-am văzut așa de curajos, acea impulsivitate a lui, acea, putem să spunem, sangvinitate, acel mod de a fi, l-a ajutat după aceea să vorbească despre Iisus, să predice și chiar să moară pentru biserică și pentru ceea ce anunța el, pentru vestea aceasta a mântuirii pe care ne-a dus-o Hristos. Și răstignit suntem în aceasta, cu capul în jos, exact, pentru suntem, că nu s-a simțit vrednic să moară asemenea învățătorului său. Și suntem în perioada pascală, de fapt de aici pleacă toată credința, de la învierea Mântuitorului. Asta este prima veste pe care o dau apostolii și biserica în general, nu? Până în zilele noastre, este de fapt tocmai vestea aceasta a mântuirii, care vine prin învierea lui Hristos. Și, iată, Petru ajunge la Roma. Dacă ne puteți vorbi un pic despre situația de la Roma, așa pe scurt, și să mergem după aceea să vedem ce s-a întâmplat mai departe. A fost foarte complicată această integrare a creștinismului primar în lumea romană, aș putea spune greco-romană. De ce? Pentru că în această lume avem de-a face cu o sumedenie de divinități, de zeități. Ei, și vin creștinii încă din primul secol, nu și la Atena, dar și la Roma, și spun, ei bine, Dumnezeului necunoscut, aceluia trebuie voi să vă închinați, Dumnezeului lui Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc care l-a înviat pe Iisus, și numai El este vrednic de adorație. Ei bine, suntem în lumea aceasta unde împăratul era Dumnezeu însuși, și atunci, bineînțeles că încă din primii ani, a început persecuția. Există istoria lui Nero, marele împărat care a dat foc Romei și a învinuit pe creștini, și într-adevăr există și această legendă frumoasă care spune că atunci creștinii l-au convins pe Sfântul Petru să părăsească cetatea eternă, pentru că ce ne facem noi fără Petru? Ei credeau că dacă moare Petru nu mai există biserica. De aceea spuneam mai înainte că Petru nu este necesar pentru biserică. Este, dar mai necesar este harul, adică harul îl face pe Petru necesar, să ne înțelegem. Și Petru a consentit să fugă de la Roma pe via Apia Antica spre Napoli, spre sudul Italiei, și acolo, după legendă, îi apare Hristos care se îndrepta spre orașul etern, și Petru l-a văzut pe Iisus înviat, bineînțeles, și îl întreabă, Quo vadis, Domine, unde mergi, Doamne? Și Iisus îi răspunde puțin ironic, Petru, merg la Roma ca să mai mor odată. Adică chiar nu înțelegi că a sosit momentul ca tu să-ți dai viața pentru mine. Și atunci Petru, cu remușcare, dar și cu bucurie, se reîntoarce la Roma și primește martirul, așa cum spuneam mai înainte. De asemenea, în perioada celui aș Nero, avem martirul Sfântului Paul, care Paul a fost o somitate, un intelectual, opusul lui Petru, dacă vrem să spunem așa, dar, culmea culmilor, se unește în martiriu cu Petru și, după cum bine știm, încă din Antichitate, Roma, care fusese fondată în 753 de Romul și Remus, schimbă sărbătoarea acestor patroni, Romul și Remus, Roma creștină, bineînțeles, cu sărbătoarea Sfinților Petru și Paul pe 29 iunie. Un alt lucru important, acești doi mari sfinți, unul a lucrat cu impulsivitatea sa, cu predica sa, miracolele sale, cum spuneați foarte bine înainte, celălalt a scris mai mult decât toți, dar vorba Sfântului Paul, nu eu, ci harul lui Dumnezeu în mine. Și numai pe ei doi avem, dintre toți martirii sub Nero. Vă dați seama că n-au murit numai doi creștini în acea persecuție. Dar, având în vedere că Petru era primul papă, iar Paul l-a sprijinit prin scrieri pe Petru și, bineînțeles, întreaga biserică, iată că am putea spune fără teama de a greși că cei doi îi eclipsează pe toți ceilalți martiri. Dar cu siguranță au fost mii și mii de creștini în acea perioadă care și-au dat viața pentru Hristos.
Dacă insistăm un pic, tocmai ceea ce vedem și după aceea chiar mergem mai departe, dar îmi place să prezint și să-mi reamintesc și eu faptul că și Petru și ceilalți apostoli, dar și papii de-a lungul timpurilor, episcopii și ceilalți, au fost conștienți, bine, mai mult sau mai puțin, despre faptul că suntem oameni. Și ajungând acolo pe scaunul lui Petru, nu înseamnă că de acum suntem Dumnezei sau sunt Dumnezei. Și mai ales exemplul papei Francisc ne vorbește așa de mult. De multe ori spune că sunt un păcătos. Să-l vedem mergând la scaunul de spovadă. Și asta trebuie să prezentăm și telespectatorilor noștri. Dacă ajungi acolo, cu siguranță rămâi cu slăbiciunile, cu natura ta, cu greutățile tale, cu sigur și cu calitățile pe care le-ai dobândit de-a lungul vieții. Dar asta nu înseamnă că ești scutit de suferințe, ești scutit de dubii, ești scutit de încercări și pentru oricine. Trebuie să înțelegem un pic tocmai această latură a umanității noastre. În orice situație ne-am aflat, fie că ești papă, fie că ești episcop, fie că ești preot, fie că ești credincios laic. Există întotdeauna în sufletul nostru această, să zicem, acest dubiu, pentru că este credință, dar totodată există acel har, acea forță și dacă lucrăm cu el, putem să mergem mai departe și unii chiar ajung, uitați, să conducă o biserică locală, un episcop sau să... Sigur, aș vrea să adaug că ceea ce spuneți valorează nu doar pentru papa și episcop sau preot, pentru fiecare creștin, până în zilele noastre, dacă un elev, un student merge la biserică duminica, uite, sfântul, ca și cum ar face ceva rău, ca și cum sfințenia nu este chemare universală pentru orice om pe acest pământ. De aceea, repet, sfinții sunt cei din cer, care deja au trăit pe pământ, au fost, evident, unii din ei canonizați, cei care locuiesc în cer. Noi suntem în cale sau călători spre sfințenie, da? Pelerini. De asemenea, ați punctat foarte bine faptul că fiecare om are slăbiciunile sale, mai mari sau mai mici. Cu alte cuvinte, nu devii înger în momentul în care cineva te alege papă. Îngerii, la fel, sunt în cer. Papii sunt pe pământ, preoții, episcopii, surorile, măicuțele și așa mai departe. Suntem cu toții în această vale de lacrimi, cum frumos spune o rugăciune, nu? Și zbătându-ne, luptând împotriva propriilor defecte, vicii, împotriva răului din această lume, dar luptând alături și cu harul lui Dumnezeu, în felul acesta putem să devenim mai sfinți decât deja suntem. Ce frumos spune Sfântul Papa Leon cel Mare în Antichitate, creștinule, devine... Trebuie să devii ceea ce ești deja, prin botez. Ei, deci, noi suntem sfinți odată ce am primit botezul, dar această sfințenie trebuie să se maturizeze tocmai prin calitatea vieții noastre de creștini. Tocmai mă gândeam că tema emisiunii de astăzi este lumini și umbre în papalitate și trebuie să vedem de-a lungul istoriei că unii au fost... sau mai bine zis, au răspuns mai bine chemării Mântuitorului, alții mai puțin. Dar întotdeauna trebuie să-L vedem pe Dumnezeu în spatele bisericii și în spatele lor. Și aș vrea să vorbim un pic acum despre ce înseamnă primatul papal. Care sunt argumentele pentru un astfel de primat? Primatul merge mână în mână cu infalibilitatea și este drept că aceste două dogme au fost date abia în 1870 la Conciliul Vatican I, Conciliul Ecumenic din 1869-1870, pe când papa era Pius al IX-lea, dar noi, pe lângă dogma ca atare, avem și tradiția cu T mare, adică acea tradiție care este la același nivel cu Sfânta Carte, cu Biblia. De aceea, primatul papal nu înseamnă altceva decât că papa este nu un primul inter pares în latină, adică unul primul între egali, s-ar spune în limba română, ci primatul papal în catolicism înseamnă că papa are puterea supremă în biserică, înseamnă că papa nu poate greși. Atenție, că spuneam înainte că papa este și el un muritor, așa e, dar papa nu poate greși în materie de dogmă, deci de învățătură creștină și de morală. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem bine această infalibilitate, acest primat. Pentru că mulți oameni, necunoscând termenii și neînțelegându-i, confundă lucrurile și zic, cum adică, dar ce, papa nu poate deloc să greșească? Păi, pune-l pe papa, de exemplu, să tragă cu arcul. Nimerește oare ținta? Sau să și dacă greșește, vezi că nu e infalibil, vezi că nu are primat?
sau să vorbească despre modă, de exemplu, cu siguranță va greși în privința asta. Da. Da, trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că mulți confundă și îl etichetează pe papa, spunând, da, el este infailibil, Biserica Catolică i-a oferit acest titlu, asta înseamnă că îl fac pe el Dumnezeu, ca și cum nu poate greși și nu, este total fals, plus că papa, dacă stăm și ne gândim, nici nu a folosit infailibilitatea sa de multe ori. Două sau trei intervenții în care s-a folosit infailibilitatea. Adică trebuie să fim un pic realiști în această situație. Tocmai pentru faptul că noi avem încredere că în ceea ce privește credința și morala, Biserica este sub privirile Duhului Sfânt. Și nu avem în istorie momente de credință sau dogme de morală în care să fie... Și vis-a-vis de această dogmă dată la Conciliul Ecumenic Vatican I, este specificat acolo în documentul Conciliului că Papa, conform tradiției, în unire cu întreg episcopatul Bisericii Universale, deci nu face nimic de capul lui, în funcție de ceea ce s-a făcut până atunci, de-a lungul întregii istorii. Avem aici... vis-a-vis de această problematică, a greșit sau nu greșit. Cazul interesant și curios în același timp, din secolul al V-lea, al lui Nestorius, care era episcop patriarh de Constantinopol, vis-a-vis de problema dacă Fecioara Maria este mamă a lui Hristos ca om sau ca Dumnezeu, antropotocos sau teotocos, și el avea niște rețineri să numească pe Fecioara Maria Maica lui Dumnezeu. Și știți cine l-a corectat pe acest Nestorius? Tocmai oamenii simpli, care aveau simțul credinței, care poate n-aveau toate cărțile în cap cum le avea el, el era temător. Și atunci lumea s-a scandalizat și a spus, cum adică, dar noi 4 secole am cinstit-o ca fiind Maica lui Dumnezeu, mama lui Dumnezeu. Deci, hai să o numim ca atare. Drept dovadă și la noi, în litaniile noastre către Fecioara Maria, prima invocație aceasta este Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu. Cel mai important titlu. Așa este. Și dacă vorbim despre această înșiruire de papi, ați amintit, sunt 266 de papi. Ultimul este Papa Francisc. Să vorbim un pic despre această continuitate, cum se spune, apostolică, pentru că este important să vedem această legătură, da, care merge până la Papa, până la Petru, până la Hristos. Da, este importantă această succesiune apostolică pentru că ne face să mergem la rădăcina credinței noastre. Orice episcop din Biserica Catolică a fost consacrat de un alt episcop care, bineînțeles, era în comuniune de plină cu Biserica Catolică. Și din episcop în episcop ajungem la Sfântul Petru. Așa se întâmplă și vis-a-vis de papi. Fiecare papă a fost, evident, întâi consacrat episcop pentru că este episcopul Romei și papă pentru Biserica Universală. Și din papă în papă ajungem la Hristos, la Sfântul Petru și deci la fondatorul Bisericii care este Hristos. Și o apropiere mare de Biserica Ortodoxă este ceea ce credem și ceea ce recunoaștem că există această succesiune apostolică și în cadrul Bisericii Ortodoxe. Iată, sunt atâtea elemente care ne apropie și care... Drept dovadă, cunosc cazuri de preoți ortodoxi care s-au făcut catolici și bineînțeles că a fost recunoscut sacramentul preoției. Nu l-au mai sfințit odată pe acest preot. De acord? Da. Haideți să vedem un pic care este poziția papei față de episcopii din întreaga lume, din episcopatul catolic. Vorbim un pic despre sinodul episcopilor, vorbim un pic despre cum se relaționează el față de toți episcopii. Și sinodul este foarte important, dar e o realitate relativ tânără, recentă. Aș vrea însă să spun următorul lucru, mult mai important decât orice sinod, și anume Conciliul Ecumenic, despre importanța papilor în conciliile ecumenice, pentru că noi, romano-catolicii, avem 21 de concilii ecumenice de-a lungul celor 2000 de ani. Este interesant faptul că mari sfinți părinți, inclusiv mari papi din primele secole, nu au reușit să ajungă la primele 7 concilii ecumenice care toate s-au ținut în Orient și n-au fost convocate de papi, acest lucru este foarte important, ci de către împărați.
tratau probleme dogmatice, pentru că crezul s-a format în secolul al IV-lea, știm cu toții. Dar de ce? Pentru că împăratul Constantin în 325 a crezut că fiind divergență de opinie în interiorul creștinismului, nu cumva să se destrame imperiul. Și atunci, practic, trebuie să-i recunoaștem asta, chiar dacă pentru romanul catolic Constantin cel Mare nu este sfânt și cunoaștem de ce, pentru că a fost botezat de un semi-eretic pe patul de moarte, deci n-a avut o viață exemplară ca și creștin, că n-a mai avut timp să o trăiască. Dar meritul lui Constantin cel Mare este imens, pentru că i-a adunat, cum spuneați înainte, pe episcop, într-un sinod, se numea atunci, care apoi a devenit primul conciliu ecumenic pentru toată biserica, și în felul acesta Constantin a dorit să strângă rândurile în imperiu, să nu se destrame, da? Ei bine, au urmat încă 20 de concilii ecumenice, toate foarte importante, dar, să spunem așa, din punct de vedere dogmatic și mai ales cristologic, primele patru rămân de o valoare incomensurabilă, pentru că ne-au dat crezul, ne-au dat dogma misterului persoanei lui Hristos. Deci Iisus Hristos, o singură persoană și două naturi. Și aici avem un papă care a insistat asupra acestui lucru, e vorba de același Leon I sau Leon cel Mare, care scrie chiar un tratat de dogmatică vis-a-vis de persoana lui Hristos, și atunci, la Concilul al IV-lea, când s-a definit ființa lui Hristos, în 451, deci la Calcedon, toți episcopii prezenți acolo au recunoscut că Leon cel Mare, papa, a avut dreptate în acel tratat. Și au afirmat cu toții Roma locuta causa finita, adică Roma a vorbit, s-a terminat problema. Ceva de genul ăsta s-ar putea traduce. Vorbiți despre Constantin cel Mare, vorbiți despre rolul împăratului în biserică și e adevărat că și Constantin cel Mare, în 313, prin edictul de la Milano, a dat libertate de exprimare a credinței creștine, dar se pare că din acea perioadă au început un pic și niște probleme. Vă referiți la Cezarul Papist. Și de-a lungul timpului, această apropiere între împărat, între conducătorul unui stat sau implicarea în biserică a adus uneori și dezavantaje. Vorbim tocmai despre cezaropapism, vorbim despre această apropiere, poate de multe ori cam mare. Nu știu dacă e cuvântul potrivit, de asta am zâmbit, pentru că apropiere e puțin spus. Poate alianță, sau mai bine zis, se alianță, poate spune contopire, dar nu trebuie să ne scandalizăm, pentru că emisiunea spunea se numește Lumini și Umbre, așadar în istoria papalității avem și asemenea umbre care sunt date de contopirea, cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit, papalității cu împăratul, cu regele, cu unele familii nobile, mă refer mai ales la lumea din Roma și așa mai departe. Așadar, avem destule umbre de-a lungul celor 2000 de ani în istoria papalității și când spun asta mă gândesc la faptul că deseori s-a întâmplat ca papa să plece din Roma și mă refer în mod expres la perioada secolului al XIV-lea, când scaunul papal a rămas, a fost dus, să spunem așa, la Avignon, în sud-estul Franței, pentru că la Roma nu erau condițiile politice care să-i permită Sfântului Părinte Papa să stea acolo. Însă, toți papii, de exemplu, de la Avignon, și sunt vreo 70 de ani, din 1309 până 1377, papa a stat acolo. Deci, toți papii au dorit să se întoarcă la Roma, cu alte cuvinte, scaunul, reședința, nu a mai fost Roma, dar papa a rămas același. Adică, cineva, dacă este papă, este papă și în Bulgaria, și în România, și la Roma. Nu contează unde își ține mașina sau unde are scaunul, de acord? De altfel, același lucru se întâmplă și cu scaunele episcopale. Aici la noi, în Moldova, de exemplu, am avut episcopia de Bacău în 1607 înființată, dar cu timpul, șeful misiunii, pentru că nu exista episcopia de Bacău, dar episcopul de obicei era ales dintre polonezi și, bine mersi, stăteau acasă la ei pentru că erau din familiile nobile și numeau un vicar general, să-i spunem. Un conducător al misiunii și acest conducător avea reședința la Iași, unde era capitala Moldovei, unde era domnul Moldovei, unde erau școli, asociații culturale și așa mai departe. Așa s-a întâmplat de-a lungul secolelor și cu Sfântul Scaun. Și a părăsit frumos Roma și mai ales, insist asupra acestui lucru, Lateranul, pentru că Lateranul este capitala, este catedrala papilor, nu Vaticanul, deci. Așadar, din diferite cauze, se poate întâmpla și acest lucru. S-a întâmplat deja și cine știe ce va fi pe viitor.
Să amintim că Papa n-a fost totdeauna la Roma. Scaunul său, bineînțeles, iată, e la Lateran, dar a fost o perioadă în care Papa s-a aflat la Avignon, în Franța. Și dacă ne aducem aminte, o femeie care, simplă, neștiutoare de carte, care a insistat foarte tare pentru ca Papa să revină la Roma. Ecaterina de Siena, chiar o analfabetă era, dar în schimb reușea să dicteze la mai mulți scribi deodată, prin harul lui Dumnezeu. A trăit doar 33 de ani, dar este o femeie care a făcut foarte mult pentru reîntoarcerea Sfântului Părinte la Roma și într-o ultimă scrisoare, probabil cu acea scrisoare l-a convertit pe Grigore al XI-lea, i-a scris următoarele spre sfârșit. Spre sfârșitul scrisorii îi scrie așa: Sfinte Părinte, întoarceți-vă la Roma, dar să nu veniți cu armată sau cu arme. Singura armă să fie crucea Mântuitorului, pentru că ea este atotputernică. Ce frumos! Acea expresie cu femeia puternică din spatele unui bărbat, da, se confirmă și de această dată. Oricum, în acea perioadă știm că au fost și ceva probleme cu Papa, Antipapa, al treilea și... La Avignon au început problemele din interior, cum spuneam. Vedeți că mai multe probleme am făcut noi creștinii decât ne-au făcut alții. Asta este marele adevăr. De altfel, același lucru îl spune un secretar de stat la începutul secolului al XIX-lea, Enrico Consalvi, secretarul de stat al lui Pius al VII-lea, atunci când Napoleon, având dorințe imense, ca să nu spun alt cuvânt, întâi l-a arestat pe Pius al VI-lea până a reușit să-l omoare în 1799, apoi după Pius VI a urmat din 1800 Pius al VII-lea, care era și el o fire fermă, chiar dacă blândă, dar acest Pius al VII-lea îl avea ca secretar de stat, adică al doilea, cum spunem noi azi, da, papă, pe Enrico Consalvi, și la un moment dat Napoleon ridică frumos sabia din teacă și îi spune, pentru că papa nu voia să-i cedeze teritoria, asta era problema, și îi spune: Sfinte Părinte, dacă nu faci ce spun eu, atunci voi distruge toată biserica, la care papa a tăcut, dar celălalt, viclean, ca un șarpe, așa îl caracterizează istoricii, acest secretar de stat Consalvi, îi spune lui Napoleon: Împărate, dacă noi, cardinalii, papii, preoții, surorile, măicuțele, noi creștinii, în 1800 de ani, cu păcatele noastre, n-am reușit să distrugem biserica, crezi că poți tu cu o bucată de sabie? L-a lăsat fără cuvinte pe marele împărat Napoleon. Și istoria ne arată că Napoleon a murit, biserica trăiește în această perioadă, dar să vedem un pic un cadru general, dacă privim la papii din Antichitate și la papii din timpul Evului Mediu, mergând spre chiar Evul Mediu târziu, ce putem vedea în istoria lor? Înainte de toate, fidelitatea față de Evanghelie. Toți papii, absolut toți, chiar dacă au fost unele mici probleme... Unele mai mici, unele mai mari... Nu, poate... au fost vis-a-vis de anumite păreri ale unor papi, dar având în vedere că aceste păreri au fost scrise și răspândite în nume personal, deci nu ex cathedra, n-a vorbit nimeni în mod eretic ca papă, niciodată. Dar au fost anumite umbre și în acest sens, dar per total, deci... toți papii au fost fideli față de Evanghelie și față de crezul niceno-constantinopolitan. Și apoi chiar și față de morală. Chiar dacă trebuie să recunoaștem acest lucru, morala este schimbătoare, nu este ca dogma. Adică niciun papă nu o să spună că Preasfânta Treime are patru persoane. Este absurd. Ei, vis-a-vis de morală, se poate înainta sau regresa în funcție de mentalitatea societății când trăiește respectivul papă. Trebuie să spunem lucrul acesta, pentru că avem problema cruciadelor, avem problema Inchiziției de-a lungul celor 2000 de ani, avem problema ereziilor care se nasc din biserică, dar vis-a-vis de acest lucru, eu vreau să vă spun un lucru esențial, după părerea mea, pentru fiecare dintre noi. Ereticii nu sunt de condamnat întru totul. Și nu toți. Depinde cum se înțeleg acele texte pe care ei le răspândesc sau acele idei pe care le profesează, da? Dau un singur exemplu. Primul, cel mai mare eretic în secolul al IV-lea, care ne-a condus să găsim, să formulăm crezul, da? Deci Arius, acest eretic, care era un călugăr, un teolog din Alexandria, din Egipt, spunea că Iisus este cumva Dumnezeu, dar nu e chiar atât de mare cum este Dumnezeu Tatăl, pentru că atunci ar fi doi Dumnezei, adică voia să-L salveze pe Dumnezeu unul, da? Și care sunt mulți alți eretici care
ne-au întăritat pe noi teologii să găsim care e adevărul. Pentru că dacă n-ar fi fost ei, oamenii ăștia nu mai făceau crezul. S-ar fi făcut pe un secol, două, cine știe cum și când. Dar trebuie de admirat, atenție, admirat, nu urmat, un astfel de eretic. Admirat pentru curiozitatea sa de a-L cunoaște pe Hristos. La asta mă refer, da? În ziua de astăzi, cine mai vorbește despre Hristos, despre Dumnezeu? Nimeni. Vorbim toți despre modă, despre fotbal. Bine, acum nu prea mai este fotbal. Dar ca idee, cine mai vorbește despre Dumnezeu? Aproape nimeni. Pe când, în acele perioade, dar și după aceea, chiar în Evul Mediu, de ce nu? Când mergeai, de exemplu, la piață, discutai cu cel de la piață o problemă teologică. Eu n-am auzit pe nimeni să vorbească teologie în tramvai în ziua de azi. Abia mai vorbim noi, preoții, teologii, istorici și așa mai departe, pentru că suntem pasionați și asta este vocația noastră. Dar lumea de rând este indiferentă și atunci mă întreb, ce este mai de râs? Un eretic care se zbate să-L înțeleagă pe Dumnezeu sau un neglijent? Cum văd eu, așa, de multe ori, de fapt, este și atitudinea noastră de multe ori din viața de fiecare zi, că nu trebuie să fii papă sau să fii episcop sau să fie. Erezia o văd ca un, ca un mod de exprimare al orgoliului. Pentru că e normal să-ți pui întrebări, e normal să-ți susții argumentele, dar dacă îți lipsește modestia, umilința, atunci se ajunge în acea zonă, spuneam, a orgoliului și întotdeauna orgoliu a făcut rău și ereticilor, dar ne face rău și nouă. Cred că fiecăruia dintre noi, atunci când nu suntem capabili să îl întrebăm și pe celălalt sau să-l ascultăm și pe celălalt, să vedem părerea argumentată sau mai puțin argumentată și atunci să putem să cedăm așa. Sigur, și celălalt nu este oricine, este tradiția bisericii care are acum 2000 de ani. Chiar e important să insistăm asupra tradiției bisericii, un pic, un minut, pentru că ne îndreptăm, sunt multe lucruri de discutat, dar să scoatem în evidență cât de importantă este această tradiție, adică să ne bazăm pe... Vorbiți-ne un pic despre, tocmai despre această tradiție, ce înseamnă? Că unii poate rămân așa când au tradiția... Tradiția cu literă mare nu înseamnă altceva decât toată bogăția pe care ne-au lăsat-o primii creștini. Încă din antichitate, dar tradiția și dezvoltată astăzi, de-a lungul timpului, prin conciliu, prin documentele. Datorită tradiției chiar orale, noi cunoaștem foarte multe lucruri din trecut, pentru că documentele nu erau păstrate cum sunt astăzi în arhive și așa mai departe. De aceea este importantă tradiția. Și datorită tradiției și mai ales meticulozității călugărilor care au transcris aceste texte din antichitate în scriptoria, adică sălile cele de scris prin mănăstiri, nu? Datorită tradiției avem toată moștenirea, e foarte importantă și, repet, tradiția este pe același plan pentru cine crede în Biserica Catolică cu Sfânta Carte, cu Biblia. De aceea, tu ca eretic sau eu, când spun un lucru neadevărat din punct de vedere al dogmei creștine, atunci eu mă confrunt, eu ca eretic mă confrunt nu cu unul care are altă părere, mă confrunt și combat tradiția. Aici e pericolul. Și deci eu, ca simplu teolog, sunt mai deștept, mai important și mai orgolios, cum spuneați bine înainte, decât toată biserica, am niște dubii. Tocmai cu învățătura de viacuri, de secole, milenii... Și aici au un rol important, l-au avut papii care au știut să drămăluiască, cum se spune așa în popor, lucrurile, să îi împace pe teologi și să revină la rădăcină, la Biblie și la tradiția din primele secole. E foarte important lucrul ăsta și mai adaug un lucru la fel de important și anume că sfințenia unui papă nu constă în câți eretici a excomunicat. Am primit în 2001, cred, mi-aduc aminte la Buftea, la TVR, era pe atunci, era o emisiune despre cărți, tot așa, despre teologie, papi și așa mai departe. Și la un moment dat, moderatorul m-a întrebat, poate puțin întrebare capcană, vis-a-vis de schisma de Orient cu Papa Leon al IX-lea, care era pe atunci, în sfârșit, murise cu puțin timp înainte, dar jurnalistul respectiv m-a întrebat, vezi, Leon al IX-lea la catolici este sfânt pentru că l-a excomunicat pe Patriarhul de Constantinopol, pe când, îmi spunea acest jurnalist, Leon al X-lea, tot un Leon, în secolul al XVI-lea, când l-a excomunicat pe Luther, Leon X nu mai este sfânt. Și la fel i-am spus, domnule, da, sfințenia unui papă nu constă în câte bule de excomunicare a dat. Ar fi absurd să gândim așa, sau că n-a dat. N-are treabă că un papă
excomunică sau nu pe cineva ca să fie sfânt. Și chiar dacă o face, dacă o face in bona fide și conform tradiției și scripturii, face foarte bine. De aceea revin la faptul că papa este într-adevăr capul suprem, dar trebuie să aibă și capacitatea de a fi arbitru. E important lucrul ăsta, arbitru, mai ales între teologi, între eretici și drept credincioși. Este vorba despre un complex de virtuți în cazul papei. Este incredibil, dar asta e crucea lui, apropo de titlul emisiunii. Da. Avem un secol destul de dificil în contextul în care discutăm și privitorii noștri sunt și de alte confesiuni. Secolul 11 cu anul 1054, avem și secolul 16 cu 1517, ruptura, schisma între biserica care a venit după aia, biserica catolică și biserica ortodoxă, apoi cu ruptura protestantismului. Care a fost, pe scurt, situația papilor în acest context? Vorbeați despre Leon al IX-lea, care... Da, vis-a-vis de marea schismă, cum mai este cunoscută, cea din 1054, trebuie de stabilit un lucru. De fapt, este deja stabilit, trebuie reamintit. Reamintit. Și anume că schisma nu a avut niciodată loc. Adică actul în sine a avut loc, dar n-a fost niciodată o schismă, acel act de excomunicare, pentru că Leon al IX-lea murise pe 19 aprilie 1054. Într-adevăr, delegația a plecat de la Roma în prunte cu cardinalul Humbert de Silva Candida. Papa era viață când au plecat cei trei la Constantinopol. Cei trei, pentru că nu erau telefoane și e-mail-uri, n-au știut de moartea papei și canoniștii încă de atunci au stabilit că odată cu moartea papei încetează și delegația celor trei. Cu alte cuvinte, ce s-a făcut acolo a fost nul. Unul la mână. Doi la mână, care este un lucru și mai important, zic eu, și mai frumos, mai măgulitor, trebuie amintit faptul că pe data de 7 decembrie 1965, cu o seară înainte de încheierea Conciliului Vatican II, Paul al VI-lea la Roma și Atenagora I la Constantinopol împreună cu sinodul său au anulat această schismă care de fapt nici n-a existat. Și atunci întrebarea de fond tocmai asta este: de ce suntem separați dacă nimeni nu ne-a separat? Ne-am separat noi între noi și menținem această, din păcate. Eu sper ca și acest moment al întâlnirii cu Papa Francisc și el venind în România să ne mai apropie și să ne facă să mergem împreună. Spre unitate. Vă amintiți acum 20 de ani cu Ioan Paul al II-lea, când erau cei doi mari, unul lângă altul, și toată lumea striga unitate, unitate, când îi spune Ioan Paul al II-lea. Vezi ce spun oamenii ăștia? Și l-au de mână. Și vezi ce spun. Ajungem la secolul, apropo de 1999, ajungem în secolul 20, să trecem un pic în revistă, să prezentăm, pentru că emisiunea chiar se apropie de final, și vorbim un pic despre papii din secolul 20, cu schimbările industriale, cu problemele politice, în mod special. Prea mult de cum spus, putem doar să... Doar vreau să amintesc un lucru foarte frumos, și anume că toți papii au fost la înălțime maximă, adică îi avem aproape pe toți sfinți, dacă ne gândim bine. De la Leon XIII, încă nu e sfânt, a murit în 1903, bine, dar după aceea Piu X până la Ioan Paul al II-lea și Benedict și Francisc, toți au fost la înălțimea chemărilor, și vreau să profit să spun tuturor despre grija pe care papii au avut-o față de România, plecând chiar cu anul 1927, poate chiar puțin înainte, când am avut parte de primul nunțiu, dar în 27 s-a semnat acel concordat ratificat după 2 ani, în 1929, și apoi să nu uităm de faptul că mai ales Pius al XII-lea a avut o grijă deosebită față de episcopii noștri, mai ales greco-catolici, dar și romano-catolici, pentru că a auzit ce se întâmplă în România cu regimul comunist, și atunci, pe 27 martie 1952, a trimis o scrisoare tuturor catolicilor și laicilor, deci nu doar episcopilor, o scrisoare fantastic de frumoasă, în care spune la un moment dat: noi știm ce se întâmplă acolo și sărutăm lanțurile suferințelor voastre, dar vă invităm să rămâneți stabili în unire cu Biserica de Roma. Atunci a săruta Pius XII lanțurile suferințelor, astăzi, peste mai puțin de o lună, deci pe 2 iunie, papa, alt papa, un succesor
de a lui Pius XII, Papa Francisc va veni să sărute relicvele, aceleași lanțuri, dar devenite relicve ale acestor martiri care și-au dat viața, pentru că n-au vrut să se lepede de Papa. Iată comuniunea de plină. Găsim peste tot material de felul că niciun episcop greco-catolic n-a vrut să schimbe credința. Nu, eu sunt greco-catolic și credința noastră este viața noastră. Și fiecare credincios catolic știe lucrul acesta. Privește spre Papa. Vorbeam zilele trecute, am vizitat la Butea, este o casă de bătrâni acolo, și era o bătrânică așa de simpatică și îmi spunea: părinte, o să merg să văd pe Papa Francis. Până acum nu am avut ocazia să văd un papă, dar știți, eu știam de toți cei 6 papi pe care i-am prins și a început să-mi ia numere. Credeți-mă, păi a fost Papa Ioan al 23-lea, Papa Paul al 6-lea, după care Papa Ioan Paul I, și i-a enumerat pe toți și am privit așa cum stătea să-și amintească. Spunea că au avut și iconițe. Nu se putea vorbi despre Papa, mai ales în perioada comunismului, dar spunea că acum o să am șansa să merg la ea și să-l întâlnesc pe Papa Francisc. În încheiere, să amintim tuturor despre faptul că pentru noi, Biserica Catolică, privim spre Papa ca la Sfântul Părinte, e un titlu, e Părintele nostru spiritual și nu trebuie de acum să îl considerăm, la fel cum aminteam la începutul emisiunii, despre faptul că e Dumnezeu și că, gata, e automat sfânt. E un titlu, Sfântul Părinte. Dar e important ca reper spiritual. Dar este foarte important ca reper suprem. Care pe spiritual. Ce credeți, ce va aduce această vizită a Papei Francisc în România, referitor tocmai la imaginea Papei, la înțelegerea... Înainte de toate, o reîmprospătare, aș spune eu, a credinței. Și nu doar pentru catolici, și pentru tot creștinul, da? Sunt convins că, așa cum s-a întâmplat acum 20 de ani, vă amintiți când a leșinat un militar pe aeroport? Mi se pare că nici nu era catolic, acel militar de emoție. Deci, de aceea spun, prezența Papei nu este altceva decât o reîntoarcere la credință, o reîmprospătare a credinței autentice, pentru că spuneam mai înainte despre tradiția care, dacă nu este bine înțeleasă, poate duce și la superstiție. Iată, prezența Papei, practic, confirmă credința noastră. Și ne arată și aceste semne, să amintim semnele comuniunii cu Papa, care sunt aceste semne ale comuniunii. Semnele comuniunii, înainte de toate, sunt sacramentele. Dogma și sacramentele. La fiecare Sfântă Liturghie, noi îl amintim pe Papa, pe toți episcopii în comuniune cu Papa. Sfânta Împărtășanie. Nu degeaba se cheamă comuniune în mai multe limbi, nu? Celelalte sacramente. Și chiar și suferința. Și suferința celor dinaintea noastră este în comuniune cu suferința Papei, cu suferința celor care și-au dat viața în diferite colțuri ale lumii. Și mai ales în comuniune cu suferința primilor martiri din Roma. Este o continuitate și a suferinței în biserică. Este o constantă această suferință. Martiriul nu s-a terminat în 89. Îl trăim și noi astăzi, sub altă formă, nesângeros, bineînțeles. Dar martirul în Biserica Catolică și nu numai, este actual în fiecare zi. Deci, pe orice biserică locală îl găsești, pe suprafața pământului, în orice zonă, martirul este de nelipsit în biserică. Pentru că fără suferință nu există mântuire, asta ne învață Hristos. Și asta și așteptăm de la Papa Francisc, în primul rând, să ne întărească în credință. Avem nevoie în acest timp, în aceste timpuri nu tocmai ușoare, de un curaj în plus. Și asta și ne dorim. Emisiunea Sub Semnul Crucii se încheie aici. Îi mulțumesc părintelui profesor dr. Fabian Doboș pentru participarea la această ediție a emisiunii și am vorbit despre lumini și umbre în istoria papalității și cred eu că am făcut un pic mai multă lumină în ceea ce înseamnă acest subiect, această temă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas împreună cu noi. Și să dea Domnul ca venirea Papei Francisc să lase urme în
inimile noastre și în viața noastră urme de unitate, de apropiere unii față de alții și eu vă doresc și dumneavoastră să aveți parte de acest moment prin diferite moduri, fie prezenți, fie prin mijloacele de comunicare socială. Sunt preotul Adrian Blăjuță, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii, toate cele bune!